pe toți cei care îi cunoaștem. Le îndemnăm să mergem împreună. Iar către autoritățile, fie locale, fie centrale, cu reprezentanță în teritoriu, să nu se sfiască, să devină centru de coordonare a mobilizării cetățenilor și deplasării la Chișinău. Cetățenii doresc să meargă, dar totuși este o responsabilitate, pentru că te pornești la drum, este necesar să ajungem organizat, să participăm la eveniment organizat și să venim înapoi organizat. Nu duși de frânghiuță, nu duși pentru 300 de lei, dar duși pentru soarta noastră și a copiilor noștri din propria inițiativă.